Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. Numele meu este Dan Truția, iar în această seară l-am invitat alături de mine pe Mircea Stanciu, care este fondator și director executiv companiei de training. Bine ai venit, Mircea! Bine v-am găsit! Trecem la prima temă ca să avem primul subiect de discuție al serii. Giganții nu mai cer diplome la angajare. Cum s-ar putea schimba în curând cerințele de pe piața muncii? Câteva companii gigant nu le solicită angajaților diploma de absolvire a facultății la angajare, iar acest lucru ar putea deveni în curând o normă a industriei, scrie Business Insider. LinkedIn, rețeaua de socializare orientată spre mediul profesional, a constatat că multe dintre companiile de top ale lumii nu cer documente care să ateste terminarea unei universități, iar locuri de muncă din anumite domenii sunt ocupate preponderent de această categorie de persoane. Directorii care conduc business-uri de succes au început să pună sub semnul întrebării capabilitățile universităților de a pregăti cu adevărat lucrătorii pentru carieră, în timp ce unele companii nu mai pun accent așa mare pe studiile superioare. Lideri ai unor business-uri cunoscute ridică semne de întrebare asupra necesității absolvirii unei universități. Tim Cook a arătat recent, anul trecut, aproximativ jumătate din locurile de muncă din SUA au fost ocupate de oameni care nu aveau o diplomă de absolvire a unei universități de 4 ani. Cook a argumentat că multe dintre colegii nu predau abilitățile de care managerii au cea mai mare nevoie, cum ar fi, de exemplu, codare. Este o revoluție, practic, în acest moment, pentru că toată studenții aleargă după diplome și iată că sunt companii care nu mai pun preț pe diplome. Cum așa este. Explică? La noi studenții aleargă după diplome, ba mai mult în peisajul politic, să-i spunem, se constată de multe ori, uneori, că există persoane care au diplome pentru care nu ar fi muncit cum trebuie, să spunem. Și iată că, dincolo de ocean, vin americanii și spun nu mai e nevoie de diplome. În acest context, oamenii sunt un pic dezorientați, și indivizii și organizații. Dacă nu mai este nevoie de diplome, ce punem în loc? Diplomele erau ceva care oferă, un instrument care oferă siguranță unei companii și unei persoane. Da, sunt la standardul bun. Dacă standardul dispare, ce se întâmplă mai departe? Este o perioadă de mare provocare, să spunem, pentru toată lumea. Într-adevăr, și pentru mine, acum 20 de ani, dacă cineva m-ar fi întrebat, este pentru tine relevantă Facultatea de Științe Economice pe care am terminat-o, aș fi spus da. Și când am intrat în câmpul muncii, să spunem, mi-am dat seama că nu pot să aplic mare lucru din ceea ce știam. Trebuia să învăț contabilitate de la zero, practic. Matematică am învățat în liceu. Poate ai făcut și tu integrale, logaritmi? Da, am fost la matefizică, deci din păcate cunosc. Ai folosit logaritmi, integrale? Până acum nu. Până de când am terminat liceul și am terminat cu examenele, nu. Am urcat treptele profesiei de contabil sau manager financiar până la manager financiar de regiune într-o multinațională destul de mare, dacă aș spune numele pe care nu o să-l spun, lumea ar ști produsele imediat. Vreau să spun că și eu și managerii financiari, aveam 9 subordine, foloseam cu succes, uneori, cele 4 operațiuni aritmetice și, pe lângă acestea, procentele. Pe astea trebuia să le știi foarte bine. În rest, nici vorbă de integrare, nici vorbă de logaritm. Nici măcar o regulă de 3 simplă. Regula de 3 simplă, da. Sau era poate și asta importantă, da. De multe ori, manager financiar, cum eram noi, dădeam greș. Și la astea. Pentru că în context aplicat, în context economic, matematica poate pune mari probleme. Și aș vrea să mă refer un pic la motivele pentru care eu cred că învățământul formal nu mai face față în acest moment și ar fi două, probabil că sunt mai multe. Două motive principale. Două motive principale, după părerea mea. Unul ar fi faptul că informația care se predă în învățământul formal nu mai corespunde, nu mai ajută, nu este croită pe măsura cerințelor din mediul corporate, să-i spunem. Și v-am dat un exemplu, era exemplul meu, dar putem vorbi și despre avocați care ar avea nevoie și de tehnici de negociere, ar avea nevoie de tehnici de comunicare. Vorbim de arhitecți care termină 6 ani, mi-au spus arhitecți, au terminat 6 ani
și nu știu să lucreze în arhitectură. Este o situație dramatică. 6 ani înseamnă mult pentru un om și noi parcurgem până terminăm studiile, parcurgem, nu știu, 12 ani, 14 ani, ceva. Da, 8 ani plus încă 4, deci 12 ani plus încă facultate. Cât este nevoie, de fapt, pentru un om ca să fie performant? Poate ar trebui să mergem invers, dinspre ce găsim că este nevoie, ce abilități sunt necesare în câmpul muncii și să ne întoarcem invers, să facem un fel de reverse engineering, să-i spunem așa. Nu știu, este o idee. Înțeleg că cumva acest lucru se întâmplă la aceste companii, adică încep să caute skill-uri și nu neapărat diplome de hârtie. Da, încep să caute skill-uri. Dacă ar fi ca organizațiile să înlocuiască, să spunem, diplomele, ar trebui să se uite foarte bine la diplomele care, la suma diplomelor care există în companie, să-și dea seama că nu le acoperă abilitățile pe care le doresc, să facă un inventar acestor abilități și să înțeleagă care sunt căile de acțiune. Și astea ar fi trei, după mine. Eu sunt trainer, sunt fondator de firmă de training. Ar fi interesul meu să spun că trainingurile sunt baza și nu este așa. 10% din ce este nevoie pentru un om pentru a învăța este acoperit de training și de metode teoretice. Deci doar 10%? 10% spunem noi, partenerii noștri francezi au făcut studii, sunt cercetători în acest domeniu. Ei susțin că 10% training, 20% coaching on the job, la job, asta înseamnă mentoring, coaching cu persoane care shadowing, iarăși. Shadowing, da, și 70% contează, spun cercetătorii, să fii implicat în locul de muncă. Deci dacă vrei să progresezi cu adevărat, trebuie să spui da, fără să stai pe gânduri, unor proiecte mai ambițioase care te solicită și să nu te oprești niciodată din învățare. Și practic acesta să fie procedeul principal de învățare, din câte înțeleg. Asta este procedeul principal de învățare și aș vrea să mă refer la ceva foarte important care blochează foarte mulți oameni în acest proces. Este vorba de cultură de feedback, care trebuie să fie un feedback corect. Fără asta... Bine, multă lume nici nu știe cum se oferă feedback-ul, dar corect. Am putea să umplem o zi de emisiune despre feedback. În cursurile noastre, cred că durează doar partea de feedback 6 ore. Oamenii exersează și își dau seama cât de greu este să ne luptăm cu propriile reflexe pe care le-am învățat de mici din școală, unde trebuie să arătăm care este greșeala. E, uite că este o tehnică ce nu funcționează foarte bine. Și am senzația că, iarăși, în școală se pune accentul foarte mult pe greșeală în loc să se pună pe progres. Adică orice greșeală este, da, cum să spun, radical arătată și blamată și se pune mult mai puțin accent pe ce înseamnă, de fapt, progres și evoluție personală. Și da, aici, iarăși, este o schimbare de paradigmă masivă care ar trebui să fie, da, implementată. Așa este. Trecem la următoarea temă de discuție. Când știi că e adevărat sau despre nevoia de leadership autentic. Autenticitatea este un termen des vehiculat astăzi în legătură cu leadershipul. Poate pentru că oamenii s-au săturat de atâtea manifestări care indică urmărirea mai degrabă a scopurilor individuale de către lideri și au asociat acestora o falsă imagine. Mulți lideri pun accent pe credibilitate, o fac însă într-un fel care o situează la marginea ariei de generare a încrederii. O situează mai degrabă în aria de impunere. Să știu, să dau soluția, să fac cum spun eu, să fie așa cum gândesc eu. Substituie de multe ori credibilitatea reală, cea câștigată pentru ca oamenii care recunosc la tine experiență și expertiză, cumpănirea și înțelepciunea deciziei. În primul caz, cel al lui știe tot, e greu de crezut că putem menține pentru un timp îndelungat admirația resimțită, pentru că la un moment dat fiecare dintre noi se satură de un știe tot și încetează să îl mai admire și să îl mai urmeze. Și uite cum leadership-ul tău sare în aer și te întrebi de ce trebuie să pui atât de multă energie în a convinge niște oameni care altădată te urmau fără să comenteze. E interesant iarăși o schimbare de paradigmă de la eu știu la, de fapt, să știi să lucrezi cu oameni. Aici ar trebui să știm. Da. Există multe teorii de leadership. Probabil este un subiect foarte complicat, foarte vast, aproape la fel de complicat ca religia, ca să fac o mică glumă. Există foarte multe păreri. De multe ori oamenii se aventurează și companiile se aventurează în instruirea oamenilor din companii, teorii complicate. Teorii complicate. Da. De multe ori, dacă aș putea să fac o comparație, ar fi ca și cum ți-ai face o casă smart, bați din palme, se aprind luminile și în bucătărie apa dă pe afară că e blocată chiuveta. La nivelul ăsta discutăm. Există teorii foarte simple, destul de vechi, implementate sau
apărute începând cu anul 1969 de Ken Blanchard, au fost promovate aceste teorii și echipa lui, și acestea sunt încă puțin cunoscute și astăzi. Și noi discutam aici de atotștiutorul și discutam de cel care trebuie să convingă. Ei bine, nicio singură soluție nu este câștigătoare, pentru că noi nu putem să punem oameni într-o singură cutie, să spunem cu toți oamenii aceștia vorbim la modul autoritar și cu toți sau cu toți aceștia vorbim la modul empatic, management participativ. Da. Oricare stil de management am alege și am spune că e stilul nostru preferat, am greșit în proporție de 50%, spune Ken Blanchard. Și în practică mi s-a demonstrat și mie că așa este. De multe ori eram cu toată lumea participativ, invitam să vină cu soluții, și uneori eram cu toată lumea autoritar. Ambele stiluri au fost un eșec. Abia acum câțiva ani, când eu însumi am învățat de la actualii noștri parteneri, ei au fost trainerii mei și parcă mi s-a luat, să spunem, un văl de pe față, în sfârșit am înțeles despre ce este vorba. Este stilul prin care îți adaptezi stilul de management. Deci, practic, vorbim despre un stil flexibil. Un stil flexibil. Nu intră doar într-una dintre acele categorii. Da. Este partea care complică viața unui manager, pentru că el trebuie să devină flexibil. Este extrem de greu. Pentru că s-ar putea cu un om să vorbești la modul atotștiutor și să fie nevoie, pentru că omul nu are abilități, are motivație foarte bună, dar nu are abilități, și atunci tu trebuie să-i explici ce are de făcut. Dacă încerci o abordare coaching, tu ce părere ai? E un vid, de fapt. Vei fi surprins, nu are nicio părere, așteaptă să-i spui. Tot ce vei face este să-i crești lipsa de motivație. Și frustrare eventual, pentru că se va da, adică va arăta că de fapt nu știe. Și frustrare. Și oamenii fug să-și arate aceste slăbiciuni. Da, clar, așteaptă. Da. Tu trebuie ca manager să reușești să-i etichetezi, să spunem, pe toți. Dacă el, acest om care știe puțin și este motivat, avansează în, și chiar vorbeai tu despre asta, avansează în profesie, el va deveni un pic mai abil mâine sau peste o săptămână, însă motivația îi poate scădea, pentru că el începe să aibă propriile opinii și spune: șeful, dar de ce nu facem și așa? El tot nu știe, în acea situație, ca și skill-uri, însă el a suferit o schimbare de motivație, și atunci trebuie să lucrezi la acea motivație neapărat. Să mai mergi după vechiul stil, unde doar să-i spui ce să facă, va fi un eșec. Mai departe, când evoluează, va avea o motivație variabilă și skill-uri, abilități din ce în ce mai bune. Da. În acel moment trebuie să-l implici în decizie neapărat, pentru că altfel va pierde motivația foarte rapid. Și după aceea, el devine foarte bun, posibil mai bun decât tine. În ziua de astăzi, managerii știu mai puțin, din punct de vedere tehnic, decât subordonaților, și este ceva normal. Absolut, dar chiar e în teoriile de management faptul că e bine să te înconjuri cu oameni mai, în ghilimele, isteți sau deștepți decât tine, pentru că ei te ridică. Și e greșit să-i limitezi tu prin ceea ce știi tu. Așa adică este. Tu să iei oameni care știu mai puțin ca tine doar ca să te simți tu cel mai atotăștiutor. Cel mai atotăștiutor, da. Din păcate vorbim de probleme mai complicate care se referă la ego-ul omenesc, probleme emoționale care se nasc pentru toată lumea, și pentru manager și pentru angajat, în acest proces de creștere al oamenilor. Managerul trebuie să aibă ca obiectiv creșterea oamenilor, să-i ducă în sus pe scara asta a evoluției de care am vorbit. Asta trebuie să fie obiectivul principal al managerului. Și dacă nu după părerea mea, dacă nu setezi de la început aceasta ca primă intenție, să crești oamenii pentru folosul lor, dar având ca și criteriu de succes, să spunem, succesul companiei. Deci dacă nu pornești de aici și ești axat exclusiv pe performanța companiei, oamenii vor înțelege că nu-ți pasă de ei. Deci este primul mindset, deci prima stare de spirit la care trebuie să lucrezi ca și manager. Deci acesta este de fapt secretul leadership-ului autentic, să reușești cumva să-i înțelegi pe fiecare și să schimbi abordarea în funcție de nivelul la care se află omul. Acesta este secretul? După mine este un început. Să începem cu acesta, aș spune eu, rezolvă o mare parte din probleme. 80% din problemele de care am auzit, intrând în companii ca și consultant sau ca și trainer, vin din greșeli care se referă la etichetarea greșită, să spunem, a oamenilor și abordarea unui stil diferit. Deci dacă omul știe foarte bine, mai bine ca tine, și este motivat, îl las să lucreze. 80% vorbește el, 20% vorbești tu. Nu lucrezi la motivare, este o pierdere de timp. Tot ce faci este să-l iriți. Asta este tot. Și la fel,
greșeala pe care eu o făceam foarte des, o persoană de care spuneam la început, nu știe nimic, dar este motivat, îi dau foarte mult de lucru, lucruri la care nu se pricepe și îi las liber. Greșeala pe care o făceam des. Da, deci, iată, e un stilul diferit. E un, o lumină foarte interesantă pe care o aduce apropo de ce înseamnă leadership-ul și îți mulțumesc. Trecem la ultima temă în serie. Concurs de public speaking cu 130 de elevi în București. Public speaking, debate sau arta discursului sunt lecțiile pe care elevii din România vor să le studieze la școală. Peste 130 de elevi s-au întrecut într-un concurs de discursuri. Profesorii consideră că pe elevi îi ajută foarte mult aceste competiții pentru că astfel ei își înving numeroase frici. Cred că toți copiii au un talent și pot face ceva uimitor, dar dacă se axează pe ceea, ce le place, spune un elev în discursul său. Iar ce le place elevilor nu se regăsește neapărat în programa școlară. Un lucru pe care 130 de copii din București au încercat să-l schimbe prin discursuri convingătoare în fața profesorilor și a părinților. Le-au cerut să includă în curriculum materii precum voluntariatul, dezvoltarea personală și vorbirea în public. Vorbind de public speaking, deja elevii încep să resimtă nevoia aceasta de a se adresa unei mase mai mari. Cum îi ajută pe ei? Cum se dezvoltă astfel? Cum îi ajutăm pe copii? Cum se ajută ei și cum îi ajutăm și noi? Cum îi ajutăm și noi? Noi trebuie să îi susținem. Este foarte bine că profesorii se gândesc să includă asemenea discipline în programă. Este o disciplină care la noi lipsește, sau filozofia, sau și înțelegerea necesității acestei discipline lipsește la noi. Public speaking este peste ocean și în vestul Europei destul de răspândit. Ceea ce mă pune pe gânduri uneori este faptul că părinții sunt dispuși să investească în copii și de multe ori renunță la ei. În avion ni se spune foarte clar, prima dată spui ție masca de oxigen și după aceea o pui celorlalți. Așa este. Deci, dacă eu fac publicitate prin care încerc să conving, să formez piața, că noi facem curs de public speaking, îi spunem power speaking din mai multe motive, oamenii se vor lăsa greu convinși din cauza că ei spun eu nu vorbesc în fața unui public. Și oamenii își închipuie un public de 50-100 de persoane și nu toată lumea are ocazia. Absolut. Și atunci întrebarea este, dar în fața unui public de 3-4 persoane ai fost în situația să prezinți? Și răspunsul va fi da. Și ai fost în situația să nu fii clar, să nu te înțeleagă, să nu fii convingător, să te întrerupă din cauza că n-ai reușit să captivezi? Și răspunsul va fi, din păcate, da. Și acesta este, după părerea mea, aceasta este o abilitate care trebuie neapărat dezvoltată. Să știi să vorbești este mai important decât, de multe ori este mai important decât abilitățile tehnice pe care le ai în jobul tău. Este foarte important să știi să vorbești. Cei mai mari conducători, să spunem, ai vremii, știu să vorbească în public. Dar marea temere a oamenilor este stresul. Să te expui în fața 10, 15, 20... Nu vorbim de și mai mulți oameni. Nu vorbim de și mai mulți. Înseamnă să te expui la modul violent. Oamenii o simt ca violent. Reacțiile emoționale sunt foarte, foarte puternice. Astea trebuie gestionate. Și atunci, în loc să meargă în această direcție, mai degrabă se dau la o parte. Și este păcat pentru că există tehnici. Eu însumi am fost o persoană extrem de stresată. Nu credeam că o să pot să vorbesc vreodată în fața mai mult de 10 persoane. Dar mai să fiu într-un studio de televiziune și mă simt bine și este ok. Există tehnici. Și iată că se poate, se învață. Și iată că se învață. Lucrul, dacă ar fi o concluzie pentru ce am discutat în această seară, orice se învață. Orice se învață. Este foarte important de știut. Trebuie să decizi ce dorești să înveți și unde vrei să ajungi, din punct de vedere profesional. Și să fii dispus să înveți. Adică nu numai, pentru că este totuși o muncă. Și să fii dispus. O muncă ce nu e chiar de acolo și se întinde și pe o perioadă mai îndelungată de timp. Așa e. Și te provoacă pe toate planurile. Trebuie să fim conștienți, ai dreptate, trebuie să fim conștienți că este greu și te scoate din zona de confort. Afară din zona de confort este o luptă dură. Înseamnă nopți nedormite, înseamnă riduri pe față, înseamnă boală și mulți se opresc acolo și înțelegem perfect. Da. Este greu. Trebuie să găsești o motivație. Este și o chestiune de decizie personală, la urmă, până unde ești dispus să ieși din zona de confort, să lupți, să dorești să evoluezi. Fiecare dintre noi are dreptul să decidă pentru el. Corect. Are fiecare dreptul. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară și pentru discuția extrem de interesantă. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Eu sunt Dan Truția și vă las alături de colega mea Alina Ilioi Mureșan în emisiunea Alături de Tine, iar noi ne vom revedea pe A7 TV la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. O seară frumoasă!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.